amânată pentru termenul de 6 septembrie, întrucât dosarul la acest moment este înaintat la București, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în soluționarea recursului pe care noi l-am declarat împotriva măsurii locuirii obligării de recursă localitatea cu arestarea, care a fost apoi ulterior prelungită de instanță pe o durată de încă 40 de zile. Deci, împotriva acestei ultime încheieri, fiind declarat recurs, dosarul este plecat la București. De asemenea, astăzi a lipsit inculpatul Borșan și inculpații noi, respectiv Borșan, nici nu au avut, și Titon nu au avut apărători. Având în vedere că pozitiv articolul 171 din procedură obligatorie este apărarea inculpaților și asistărilor de către un avocat, aceste vicii de procedură au determinat, repet, amânarea cauzei. Mulțumesc! Bine, cu respect!